Bună dimineața! Bună dimineața! Dar asta ce e? Hainele tale! Nu mi-aduc aminte să fi avut așa haine în garderoba mea. Păi da, sunt hainele mele, dar tu o să le porți 24 de ore. Aha, acuș, cum o să ziceți? Cu ce ocazie, mă rog? Abonații au dat 20.000 de like-uri ca tu să porți hainele lui tata. Ce? Când a fost asta? La provocarea când eu am purtat 24 de ore hainele tale. O, când a fost asta? Am uitat eu, dar abonații cu atât mai mult. Dar tu ai promis. Mă rog, pentru like-uri multe am putut promite. Noi promitem, abonații uită și mergem mai departe. Dar ei sigur n-au uitat. Voi ați uitat? Scrieți în comentarii. Gata, gata, terminăm discuțiile, toți au uitat. Poftim hăinuțele, cu atât mai mult că astăzi am planificat să merg la cumpărături. Sigur nu mă îmbrac în astea. Ia te uită câte vor. Să mă îmbrac în hainele lui tata și să mă fac de rușine? Nu. Unde sunt hainele mele? Aici. Eu renunț la această provocare, cu atât mai mult că nu sunt motivată să port aceste haine. Dar motivația sunt like-urile. Și acum sigur toți se abonează la canal. Nu m-ați convins. Dar dacă acum l-am 20.000 de like-uri la acest video? N-ar fi rău, dar... Mm-mm. Dar dacă tata o să poarte 24 de ore hainele tale? O altă discuție! Sunt de acord! Dar ea nu o să reziste. Suntem azi invitați la o zi de naștere. Zi de naștere? Am și uitat. Cu atât mai mult că suntem invitați la ziua unui vlogger. Și am toate șansele să apar și în vlogul lui îmbrăcată așa. Poate să renunț la provocare cât nu este târziu. Voi ce ziceți? Pun pariu că va renunța. Ba nu, nu va renunța. Aha, acuș, va renunța. Sunt și eu curioasă să văd cum îți va sta 24 de ore în hainele mele. Acum nu-mi rămâne decât să aleg hainele pentru zi de naștere. Cum credeți? La ziua cărui vlogger mergem noi azi? Toți îl cunoașteți! Eu zic să iau această cămașă și acești pantaloni albi. Acest look îl las pentru zi de naștere. Dar la shopping o să merg în acești pantaloni scurți și în această cămașă. E largă pe mine. Și de ce, mă rog, trebuie să port hainele pe care nici măcar tu nu le îmbraci? Nu prea l-am văzut pe el în cămașa aceasta cu iepuraș. Am ajuns la magazin. Îmi este foarte rușine și mă simt foarte ciudat îmbrăcată așa, dar nu am de ales. Să mergem. Ce
să mă ascund după acest căruț. Mă încurdează foarte mult faptul atunci când cineva zâmbește sau râde, îmi pare că râd toți de mine, dar cred că nimeni nici măcar nu atrage atenția la mine. Nu ți este rușine să mergi cu mine? Nu. Nu? Dar mie da. Cunoscut niște abonați, nu, acum sigur nu e pentru poze. Avem o comandă de la Nicola să luăm paie pentru suc. Mă bucur că am ieșit din magazin și deja vreau mai repede să mă văd acasă. De câteva ori mai nu mi-au căzut pantalonii. Ajunge să mă fac de rușine! Au uitat de provocare. O să stau aici toată ziua, cu minte, în liniște. Și la sfârșitul zilei o să ies și o să le zic: ta-da! Mergem la zi de naștere! Sofia? De când te aștept? Da? Dar eu am venit să-mi schimb look-ul. Foarte corect! Te schimb și mergeți cu tata să cumpărați flori pentru omagiat. Dar e bărbat. Cred că nu are nevoie de flori. Și ce dacă e bărbat? Nu merită flori? Merită. O să merg în pantaloni scurți cu flori după flori. Foarte frumos. Și cum să merg așa? O să-i pierd pe drum. Parcă sunt niște pantaloni pentru însărcinate. Ha, însărcinate. Poate merg așa? Ce ziceți? Nu e prea de tot. Așa? Să-i țin? Îmi pun cureaua, care și ea este mare pe mine, dar am ideea ca să o leg cumva. Sunt gata. Rog să-mi apreciați în comentarii look-urile. Scrieți cifra 1, 2 sau 3. Care look v-a plăcut cel mai mult? Și mie urați-mi succes! Tata te așteaptă! Știi ce am înțeles eu azi? Că nu contează ce haine porți, contează cât de încrezut ești în sine. Atunci când o să merg încrezută, nimeni nici măcar nu-și va da seama că port niște haine bărbătești. Vor crede că așa e moda. Parcă văd, mâine poi mâine, toți să umble așa. Am ajuns! Merg și ia flori, dar eu te aștept aici. Cum adică? Eu să iau flori? Da? De ce nu? Voi, bărbații, mai bine știți de care flori vă plac. Oricum, tu ești bărbat, o să iei flori pentru alt bărbat. E normal. Nu e deloc normal. Eu știu că tu foarte bine te pricepi la ales flori. De câte ori am primit flori de la tine,
au fost cele mai frumoase. Am încredere în tine. Ba nu, provocare pentru tine. Tu trebuie să alegi. Bine, bine. Oricum am zis că o să fiu încrezută. Merg niște oameni. Acum și-o să mă vadă. Tu nu ai putut să alegi un loc de parcare mai aproape de chioșcul cu flori. Ziceai că ești încrezută, nu? Sunt încrezută. Tu nu mergi. Merg. Am zis că o să fiu încrezută. Tu se uită la mine foarte ciudat. Este foarte rușine. Da. Avem nevoie de un buchet de flori pentru un bărbat. Pentru un bărbat, gladioli roșii sunt albi pentru un bărbat. Sau așa din serie asta, așa albastru, pau, totul frumoasă, dar pentru un bărbat. Eu vă dau proaschi, avem în urmă două lucruri. Am luat buchetul și acum am după ce să mă ascund. O să mă ascund după el. Și așa. Cum credeți? M-am descurcat eu? Dați cât mai multe like-uri ca să-l vedem și pe tata în hainele mele. Și acum mi-a rămas cel mai dificil, să ajung la zi de naștere, în cel de-al treilea loc. Și cum vă pare? Ce părere aveți despre acest loc? Mi este frică să nu pierd pantalonii. Din nou pantaloni pentru însărcinate. Am ajuns. Cred că deja cu toții v-ați dat seama despre care vlogger era vorba. Îmi este foarte rușine, dar am o idee. Eu propun să sunăm la ușă, ca ei să deschidă portița, noi transmitem doar buchetul, cadoul și plecăm acasă. Nu! Bine, da. Cred că merit like-urile voastre. Hello! Poarta deschisă. Merci! Eu cred că ei nici măcar nu-și vor da seama. Wow! Bună! Am crezut să fie corpus! Noi v-am adus mingea înapoi. Asta e noastră? Da! Alex-o uitați! Alex-o căuta! La mulți ani! Mulțumesc! Multă sănătate, fericire, vise împlinite și toate cele bune! Sergiu a zis că am slăbit! Noroc!
Salut! Nu ne-am văzut! Ah, că e mai înalt? Eu am spus eu dacă am observat ceva. Bibelus! Wow! Da, 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 plăcu, miroase a flori. Hai, înseamnă că numai noi am avut flori. Numai flori, unici. Hai, că facem filete. De bărbați. De bărbați, da. Filete de bărbați? Eu... Mierge așa mai nimeni. Da, deși mierge. Mierge așa, gata, Deamina. Mierge așa mai așa. Nu, 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 nu. Я не знаю, что мы сейчас на схеме, потому что Кристина инсистила, как я до конца сезона. Серьезно? Да. Тогда я вас провокую, мы вас провокуем, вы могли бы уже, чтобы снять ткань одного другого. Встаньте, Саша! Да! Да! Ты видел, что Саша... Ну, ну, ну! Azi da, nu sunt la lui Sasha. Aha. Nu mai. O să vină ziua când Sasha o sport hainele mele. Și ați venit tot la noi, dar Sasha a îmbrăcat. Tot la voi să vină. Da, și noi la voi eu îmbrăcat în bărbat, așa este. Lasă ne ducem noi la dânsă, dar eu în rochie roșie. Ca înseamnă că viața tăiești în pantaloni largi. Eu am crezut că e slăvit. Da, nu, uite, dacă voi asta e jos, dar vreau să duc și наряд нов. Да Стенька, це міндя ну я лоса. Лапом кол це міндя, поки рейдишки на цей кол. Ма панталонішки моці. Totuși m-am schimbat în rochie. Deja decideți voi dacă am trecut sau nu provocarea. Ne dați like-uri și ne revedem în video următor. Pa! Cum vinul iar la tine, să-mi din nou în râsul meu. Opa! V-am prins! V-ați dat? Arde, arde, strălu și dor. Seara, seara albastră, tu ești arna noastră, mai mare dor. Voi să ne arde, 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 strălu și dor. Suie, suie stea polară, când mai sus. Ai soi, în albastră seară, am ajuns. Sergiu să trăiască, Sergiu să trăiască.